Salutare prieteni, cu voi iarăși Util Show, iar astăzi o să vă arăt cum puteți să înlăturați watermark-ul de la FreeScreen Recorder, acest watermark. Treaba este foarte simplă, tot ce trebuie să faceți este să intrați în My Computer, în Program Files, iar apoi la Thundersoft, FreeScreen Recorder, iar apoi la Language. La Language deschideți Notepad-ul în care aveți, a cărei limbă o aveți instalată în acest program. La mine este English. În Notepad-ul deschis, în partea de jos a acestuia, căutați până dați de STR Watermark 1, 2 și 3. Aici găsiți acest watermark. www.thundersoft.com. Îl selectați, îl ștergeți, iar apoi pur și simplu salvați acest notepad. Acum când veți deschide programul FreeScreen Recorder, acel watermark nu vă mai apărea. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canal.